Vom pregăti un sandwich pe bază de proteină vegetală, sandwich cu hummus și zucchini, un sandwich potrivit pentru perioadele de post. Pentru început o să pregătim zucchini pentru copt, pentru că o să ne ia puțin timp. Cu ajutorul unei răzătoare Wörner, tăiem zucchini în felii pe lung foarte subțiri, care se și pregătesc destul de repede. Punem feliuțele de zucchini în tigaie pentru copt, fără grăsime, nu necesită grăsime. Ele sunt tăiate și foarte subțire și se vor face relativ repede. Și în timp ce zucchini se coace, noi putem să preparăm humusul. Avem boabele de năut, le-am ales deja fierte, se găsesc, fără alte adaosuri de zahăr sau alte euri, apă și sare. Peste năutul deja fiert adăugăm o lingură de pastă de susan, sare, un cățel de usturoi pisat, tăiem și o bucățică de ghimbir, cam cât un grăunte de usturoi, pe care îl pisăm exact ca pe usturoi, cât să-și lase sucul. Între timp ne uităm și la zucchini să nu se ardă. Ei trebuie să fie decât foarte ușor copți, cât să putem să ne jucăm cu ei, să fie foarte flexibil, ca să putem să-l punem pe felia de pâine. Peste năut, pasta de susan, ghimbir, usturoi, adăugăm și ulei. Verificăm zucchini, el este gata, uitați, este puțin rumenit și o să dea și foarte bine. Ne uităm la toate feliile de zucchini. Toate sunt coapte exact cât trebuie. Luăm zucchini, îl așezăm pe o farfurie. Îl putem stropi cu puțin oțet balsamic. Cine preferă sosul de soia, merge foarte bine, câteva picături de sos de soia. Și acum produsul finit, felia de pâine, humusul. O feliuță de zucchini, îl punem foarte ușor, de asta am spus exact că să-l putem îndoi pe felia de pâine. Iar peste zucchini câteva feliuțe de ridiche roșie. Pentru cei care doresc un produs mai picant, avem puțin chili. Sau chiar încă un strop de oțet balsamic. Avem un sandwich sănătos, proteină vegetală, foarte bun pentru perioadele de post.